Marile ocazii din partida Gazmetan Mediaș, CSM Râmnicu Vâlcea se pot număra pe degetele de la o singură mână. Sibienii în echipament alb au irosit prima oportunitate în minutul 32, atunci când Cosmin Filiomeni a trimis de la 12 metri peste transversala porții lui Cătălin Fildan. 4 minute mai târziu, Cosmin Piscanu egalează situația la ocazii irosite, șutul său din interiorul careului mare fiind respins de portarul Greab. La fel s-a întâmplat și în partea a doua. Cu 8 minute înainte de final, medieșenii au avut șansa golului prin Lulacu, a cărui lovitură de cap a trimis balonul pe lângă poarta lui Fildan, pentru ca în minutul 88 Vâlcea să fie la un pas de gol la pătrunderea lui Octavian Vasile, fază la care portarul gazdelor și-a scăpat echipa de la o înfrângere pe care cel puțin suporterii vâlcenilor ar fi considerat-o normală. Nu se poate spune așa ceva, pentru că și Mediașul a avut ocazie lor, dacă mi-aduc aminte, una clară chiar înainte de ocazia noastră, cred că Lulacu a fost acolo cu capul, din 6 metri, noroc cu intervenția lui Fildan. Cred că e un rezultat echitabil vis-a-vis de ceea ce s-a jucat în privința ocaziilor clare. În privința posesiei și a conducerii jocului, Gazmetan a dominat această partidă, dar am avut și noi șansele noastre și chiar și în prima repriză am avut 2 sau 3 situații foarte mari de a înscrie pe o tranziție pozitivă bine făcută, doar că am greșit ultima pasă. Îmi felicit jucătorii pentru efort. Egalul obținut de elevii lui Alexandru Perici pe terenul medieșenilor a provocat demisia tehnicianului Ion Balaur. Voi anunța demisia după ce plec de aici și voi vorbi cu conducerea clubului să caute cât mai repede o persoană ca să se ocupe de pregătirea jocului cu Brașov. Chiar dacă a coborât în clasament de pe 3 pe 4, echipa vâlceană este la numai 3 puncte de liderul din Baia Mare și poate reveni pe podium sâmbătă când va juca acasă cu Universitatea Cluj. Ne așteaptă un meci foarte greu cu Universitatea Cluj, pentru că vedeți și dumneavoastră rezultatele sunt, nu poate nimeni să spună că există vreo, din punctul meu de vedere, vreo pretendentă clară care poate defila în această serie. Cred că oricine poate bate pe oricine. Studenții clujeni au pierdut acasă cu Olimpia Satu Mare, motiv pentru care este greu de crezut că vor putea încurca echipa vâlceană la jocul programat pe stadionul din Zăvoi, sâmbătă dimineață începând cu ora 11.